SCM Pitești a înregistrat primul eșec în jocurile amicale disputate în această perioadă precompetițională. Până la jocul în care a întâlnit formația de ligă secundă, Metalul Reșița, piteștenii au mai disputat șase meciuri de verificare, având un bilanț de cinci victorii și un egal. Văduviți de aportul a șase jucători titulari din vari motive, elevii lui Nicola Dică nu au putut face față reșițenilor. Ultima clasată în Liga a doua, Metalul Reșița, a oferit o adevărată lecție de fotbal piteștenilor chiar pe terenul central din complexul sportiv Nicolae Dobrin. Oaspeții au deschis scorul repede după doar 3 minute de joc prin Dina pentru că în minutul 28 Năstăsie să restabilească egalitatea din lovitură de la 11 metri. Cu 5 minute înainte de pauză, Metalul Reșița trece din nou un avantaj, Buduroiu stabilind scorul la pauză 1 la 2. La revenirea de la cabine, piteștenii au fost mai activi pe benzile laterale, atacând poarta oaspeților mult mai incisiv. Anastasia egalat pentru a doua oară și tot din penalti în minutul 55 însă, Buduroiu i-a dus din nou un avantaj pe reșițeni. Ultimul gol al partidei a fost și cel mai spectaculos. Cristi Munteanu a șutat cu sete de la circa 30 de metri, mingea oprindu-se în plasa porții piteștene, stabilind și scorul final 2 la 4. Testul cu metalul reșița a fost primul joc pe care echipa lui Nicolae Dică îl dispută pe un teren cu iarbă. Toate celelalte șase partide jucate în această iarnă având loc pe sinteticul de la Bradu. După jocul de vineri, SCM Piteș va intra în linie dreaptă în vederea pregătirii primului joc din returul campionatului în Ligia 3 -a, care va începe peste o săptămână și în care al violeții vor primi vizita formației CS Podari.